mamă, să știi că pare rău că te-am murit. O femeie de 64 de ani din Valea Cernei a avut parte de un sfârșit cumplit. A murit înghețată de frig pe jumătate dezbrăcată după ce luni seara băiatul cel mare a scos-o afară din casă. Vecinii care au auzit de tragedie sunt îngroziți. Oamenii o știu ca pe o femeie bună și respectoasă, dar care lua bătaie de la fiul ei de fiecare dată când acesta era băut. Am plâns. Eu, să știți, eu așa zic, de el nu e păcat. De mamă sa e păcat. De mamă s-a ipăcat, dar de el nu e. Nu e pentru că nu trebuia să facă doamna treburi de astea sau domnișoară. Înțeles că o mai bătea. Ce de scandaluri a avut. Oamenii povestesc cu groază cum trupul fără viață al femeii a fost găsit în zăpadă a doua zi. Și că ar fi bătut-o el și ar fi dezbrăcat-o în pielea goală, până în bru ar fi dezbrăcat-o. Și ea, așa am auzit cu organele ieri, că ar fi murit de frig. Nu de bătută, că nu s-a văzut vânătăi, nu nimic. Drama familiei nu s-a terminat aici. Cuprins de remușcări, fiul în vârstă de 38 de ani s-a spânzurat în șopronul gospodăriei după ce a fost eliberat de polițiști. O tragedie cumplită a lovit acest cătun din Valea Cernei. O bătrână de 64 de ani și-a găsit sfârșit în zăpadă în frig după ce a fost alungată din casă de propriul copil. Acesta, cuprins de remușcări, și-a pus și el capăt zilelor. Mamă, să știi că îmi pare rău că te-am omorât. Am 40 de ani și îmi pare rău. Și vreau să fiu înmormântat lângă matale. Acum familia se pregătește de două înmormântări care vor avea loc în sate diferite.